O două săptămâni este răsfățatul acestei redacții, da. Nu știu ce să-i spun lui Vlăduț, mi se pare că ne cam neglijează, dar mă rog. După o glumă făcută săptămâna trecută, da. Astăzi Vlăduț gătește supă cremă din muștar. Aparent pare o ciudățenie, însă cu siguranță nu v-ați gândit că numai muștarul va fi ingredientul de bază în această supă cremă. Este probabil valabil ca și la supa cremă din la supa de chimen. Chimenul este un ingredient care într-adevăr dă gustul specific, însă aveți nevoie și de leguminoase. De supă cremă de muștar și... cu mici, cu inimioare mici. Ce gânduri vă animă? Mici, mici, mici. Mă gândeam doar atâta, nu am mai spus-o, dar mă repet, îmi spuneam vorbele unui mare poet. Dacă am făcut un grătar cândva, înseamnă că ne știm de mici. Acum nu se mai poate spune ne știm de la o poștă, ne cunoaștem de la o poștă. De ce? Pentru că ați văzut că domnul Comitet din clanul lui Pistol a infectat poșta din Buzău. 19 inși, e tot cartierul. Deci domnul Comitet, așa-l cheamă? Comitet, da, din clanul lui Pistol, în cartierul Poșta din Buzău. Și nu mai merge de la o poștă, de la un grătar de la mici. Bun, să revenim. Gata, eu nu mai mă bag. Tu te bagi puțin în partea a doua, atât, pentru că aici sunt leguminoasele, aici sunt cărnoasele. Mai precis, cât despre leguminoase, aveți nevoie de următoarele ingrediente: o țelină, un ardei gras galben, câțiva cartofi dulci, două cepe, unu sau două mai mere, asta în funcție de mărimea acestora, morcovi, astea toate sunt pentru supa cremă. Toate vor fi călite și apoi pasate, însă urmează ingredientul de bază ce se adaugă, muștarul, și mare atenție, trebuie muștar dulce, nu un muștar iute, pentru că acesta va schimba gustul într-un mod ciudat pentru supa cremă. Deci nu glumești, tu chiar faci supă de muștar? Eu chiar fac supă cremă de muștar. În plus, pentru culoare și pentru un gust mai deosebit, o să-i adaug și o linguriță de curcuma măcinată. Foarte puțină brânză cedar, pentru că vreau să fie o supă cremă bine tot legată. Și urmează partea interesantă. Am achiziționat niște mici pe care îi voi transforma în inimioare cu ajutorul unor forme mai speciale. Nu trebuie decât să introduc carnea în aceste forme, în prealabil un pic de tot unse, iar apoi puse frumos pe grătar. Evident că supa cremă va fi servită cu inimioare mici.